Vă rog să deschideți împreună cu mine Sfintele Scripturi, la Evanghelia după Marcu, la Evanghelia după Marcu, capitolul 13, de la versetul 14 până la versetul 37. Și vă rog să dați atenție textul. Să aveți Biblia deschisă cu voi. Este bine să aveți și un caietel, să vă prospectați, pentru că multe locuri de Scripturi vom merge și vom discuta despre o întrebare foarte importantă. Foarte importantă, care ori cunoașterea aduce liniște, necunoașterea poate aduce tulburare mare și a adus tulburare în multe biserici, necunoașterea acestui subiect. Vom vorbi despre necazul cel mare, despre perioada necazului cel mare. Așadar, vă rog să urmăriți împreună cu mine. Când veți vedea urăciunea pustiirii, stând acolo unde nu se cade să fie, cine citește să înțeleagă, atunci cei ce vor fi în Iudeia să fugă la munți. Cine va fi pe acoperișul casei să nu se pogoare și să nu intre în casă, ca să-și ia ceva din ea. Și cine va fi la câmp să nu se întoarcă înapoi ca să-și ia haina. Vai de femeile care vor fi însărcinate și de cele ce vor da țâță în zilele acelea. Rugați-vă ca lucrurile acestea să nu se întâmple iarna. Pentru că în zilele acelea va fi un necaz așa de mare, cum n-a fost de la începutul lumii, pe care a făcut-o Dumnezeu până azi și cum nici nu va mai fi vreodată. Și dacă n-ar fi scurtat Domnul zilele acelea, nimeni n-ar scăpa, dar le-a scurtat de pricina celor aleși. Dacă vă va zice cineva atunci, iată Hristosul este aici, sau iată-l acolo, să nu-l credeți! Că se vor scula Hristoși mincinoși și proroci mincinoși. Ei vor face semne și minuni ca să înșele, dacă ar fi cu putință, și pe cei aleși. Păziți-vă! Iată că vi le-a spus toate dinainte. Dar în zilele acelea, după necazul acesta, soarele se va întuneca, luna nu-și va mai da lumina ei, stelele vor cădea din cer și puterile care sunt în cerul vor fi clătinate. Atunci se va vedea Fiul omului venind pe nori cu mare putere și cu slavă. Atunci va trimite pe îngerii săi și va aduna pe cei aleși din cele patru vânturi, de la marginea pământului până la marginea cerului. Luați învățătură de la smochin, din pilda lui. Când mlădița lui, a smochinului, se face fragedă și înfrunzește, știți că vara este aproape. Tot așa, când veți vedea aceste lucruri împlinindu-se, să știți că Fiul omului este aproape, este chiar la ușă. Adevărat vă spun că nu va trece neamul acesta până nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Că despre ziua aceea sau ceasul acela nu știe nimeni. Nici îngerii din cer, nici Fiul, ci numai Tatăl. Luați seama, vegheați și rugați-vă, căci nu știți când va veni vremea aceea. Se va întâmpla ca și cum au plecat într-o altă țară, care își lasă casa, dă robilor săi putere sau autoritate, arată fiecăruia care este datoria lui și poruncește portarului să vegheze. Vegheați, dar, pentru că nu știți când va veni stăpânul casei, sau seara, sau la miezul nopții, sau la cântarea cocoșilor, sau dimineața. Temeți-vă ca nu cumva venind fără veste să vă găsească dormind, căci vă zic vouă și ce vă zic vouă, zic tuturor. Vegheați! Subiectul predicii de astăzi este necazul cel mare. Și vom merge prin multe texte. Spre deosebire de alte mesaje, vom parcurge multe texte din Scripturi. Voi căuta să fiu foarte succint la orice loc să vorbesc numai esența, numai esența. Mai puțini exemple voi da astăzi, voi vorbi numai cu texte din Scripturi și voi căuta să vă atrag atenția numai la esență. La esență. De aceea, vreau să vedem acum esența de aici. Ce aflăm despre necazul cel mare. În primul rând, ca să înțelegem, trebuie să ne amintim contextul. Cine a vorbit? Când a vorbit? Unde a vorbit? De ce a vorbit? Domnul Iisus a vorbit cuvintele acestea. A vorbit la ieșirea din templu. Vă amintiți când a ieșit din templu și ucenicii i-au arătat zidirile templului, niște petre grozave. Și ziceau, Doamne Iisus, uite ce petre, uite ce zidiri. Și Domnul Iisus a zis, adevărat, adevărat vă spun, nu va rămâne piatră pe piatră aici. După aceea s-au dus pe Muntele Măslinilor, pe partea cealaltă a templului. Au trecut Valea Chedronului și s-au ridicat pe Muntele Măslinilor. S-au așezat pe Muntele Măslinilor, de acolo se vede foarte bine templul și am fost și noi cu soția acolo, am stat, am privit. Ei, și atunci privind, ucenicii s-au apropiat iar de el și ei au pus câteva întrebări. Au zis, Doamne Iisuse, spune, când se vor întâmpla
întâmpla aceste lucruri, adică dărâmarea templului? Și care va fi semnul venirii tale? Au întrebat ei. Și a sfârșitului veacului acestui. Deci pentru ucenici aceste trei evenimente erau, mergeau odată. Ei credeau că toate se vor întâmpla odată. Va fi dărâmarea templului, va fi venirea Domnului Iisus Hristos și va fi sfârșitul veacului. Domnul Iisus, dacă ei așa au pus întrebarea, Domnul Iisus le-a răspuns. Și atunci Domnul Iisus le-a spus că templul mai întâi va fi dărâmat. Templul va fi dărâmat și în Evanghelia după Luca ne spune că în toată perioada când va fi templul dărâmat, va fi vremea neamurilor. Și vremea neamurilor are două sensuri. Vremea neamurilor, primul sens este acela când neamurile vor călca în picioare locul unde este templul. Templul a fost dărâmat în anul 70 după Hristos, nu au trecut nici 40 de ani de la moartea lui, de la moartea, învierea și înălțarea Domnului Iisus Hristos. De când Domnul Iisus a spus cuvintele acestea, a fost dărâmat templul și până în ziua de azi templul n-a mai fost prezidit. Atât timp cât neamurile vor călca în picioare locul acesta al templului, este perioada neamurilor, vremea neamurilor. Astăzi acolo este o moschee, pe locul templului este o moschee musulmană. De fapt, sunt chiar două moschei musulmane pe muntele acela templului. Sunt două moschei, moschea lui Omar și moschea Al-Aqsa. Deci până ce se întâmplă în perioada vremea neamurilor. Vremea neamurilor mai are al doilea sens. Al doilea sens este că în perioada aceasta Dumnezeu și-a întors privirea spre neamuri și neamurilor le este oferită posibilitatea să se mântuiască, să devină copiii lui Dumnezeu, să-și mântuiască sufletele lor. Și Biblia spune, când se va încheia numărul acesta, când ultimul dintre neamuri va intra, atunci Dumnezeu își va întoarce privirea spre poporul evreu ca să înceapă o lucrare foarte intensă de mântuire a poporului evreu. Foarte intensă. Evenimentele vor merge unul după altul. Acum Domnul Iisus a spus despre dărâmarea timpului și despre vremea aceasta neamurilor și eu am predicat cum predica trecută, vă amintiți despre aceasta, înainte de Paște. Acum să vedem ce vorbește Domnul Iisus despre necazul cel mare. Primul lucru. Nu uitați, Domnul Iisus le-a vorbit evreilor. Cei 12 ucenici erau evrei. Ei, în mintea lor, nici nu trecea măcar acum prin cap când vor fi și neamurile mântuite. Ei credeau că Dumnezeu are de lucru numai cu poporul ăsta, cu evreii. De altfel, vă amintiți cât de mult s-au mirat ei după ce s-a întors Petru, s-a întors din Cezareea, din casa lui Corneliu și a venit și le-a spus și neamurile au primit Duhul Sfânt. Și deci Dumnezeu are în plan să-i mântuiască și pe cei dintre neamuri. Au ajuns la așa o concluzie. Asta îți arată că mai nici prin capul nu trece așa ceva lor. Ei bine, Domnul Iisus le-a vorbit lor ca și ucenicii ai săi, dar el le-a vorbit ca și reprezentanța neamului evreu. Tot ce vorbește în pasajul ăsta, Domnul Iisus vorbește despre poporul evreu. Și atunci când zice aleși, 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 se referă la poporul evreu. Aleșii aceștia sunt poporul evreu. Toate evenimentele acestea care țin din necazul cel mare, se referă la poporul evreu, se referă nemijlocit la țara lor. Ia uitați-vă ce se zice. Cei care vor fi în Iudeia să fugă la munți. Deci, în primul rând, pe cine va afecta tare necazul acesta mare? Pe cei care vor fi în Iudeia. Pe cei care vor fi în Iudeia, în primul rând, nemijlocit, prima dată, ei afectează. Tocmai de aceea, Domnul Iisus a zis, când veți vedea urăciunea pustiirii, stând în loc în care nu trebuie să stea, și acum vom vedea unde, cine este urăciunea aceasta pustiirii, în ce loc va sta ea, dar le spune lor, semnul de alarmă. Alarma se începe, se trage alarma atunci când trebuie să fugiți. Gata, nu mai căutați nicio soluție, nimic. Zice, când urăciunea pustiirii, o veți vedea că șede în locul unde nu se cade să șade și zice, cine citește să înțeleagă, trebuie să înțeleagă. Atunci zice, să fugiți la munte. Să fugiți la munte pentru că va fi un necaz pentru poporul acesta. Va fi un necaz de care n-a mai fost. În timpul al doilea război mondial au murit 6 milioane de evrei. Evreii au avut atât un necaz de mare în timpul al doilea război mondial, cum noi nu ne dăm seama. În Ierusalim este un muzeu. Merge așa în formă de zigzag, mergi prin muzeu. Acela un muzeu la cine s-a întâmplat evreilor în parcursul secolului. Pur și simplu ești îngrozit de acolo. Ești îngrozit. Îngrozit. N-am stat la fiecare exponat să privesc, dar numai de ceea ce am privit, am ieșit îngrozit când am văzut ce s-a întâmplat cu poporul ăsta. Îngrozit. 6 milioane de oameni. Ați văzut vă singur ce s-a întâmplat. Holocaustul. Asta n-a fost necazul ceva. Asta e nimic. Biblia spune, de la începutul lumii, până la necazul acesta mare, n-a fost așa ceva ce urmează să se întâmple. N-a fost, n-a existat așa ceva ce urmează să se întâmple
acestui popor atunci. Deci, semnal, când se începe necazul cel mare, atunci, deci când veți vedea mulțimea pustiei, stând în loc unde nu se cade să stea, atunci, fugiți. Fugiți pentru că nu există nicio scăpare. Cine este? Vai de femeile însărcinate, pentru că fiind însărcinate, le va fi greu să fugă. Vai de cele care vor da țâțe copiilor, zice, pentru că le va fi greu să fugă cu copii mici. Îți dai seama, fugi la munte cu copil mic. Apoi zice, și le-a spus unde poate fi scăparea pentru ei? La munte. La munte pentru ei scăparea. Altfel nu va fi scăparea pentru ei. Apoi, ce mai spune aici? Zice că perioada aceasta, din pricina celor aleși, tocmai din pricina poporului ăsta, Dumnezeu a scurtat-o. Și acum vom vedea până unde, până la cât a scurtat-o Dumnezeu. Cât de scurtă va fi perioada aceasta. Dar le zice, vegheați, pentru că nu știți când se va întâmpla aceasta. Alt lucru le mai spune că Domnul Iisus Hristos va veni după perioada asta. După ce va trece perioada aceasta. Se vor întâmpla niște cataclizmi mari. Cataclizmi care vor putremura pe toți. Cataclizmele care urmează să se întâmple. Apropo, azi noapte a fost cu tremur. V-ați simțit cumva, nu? V-ați trezit din somn, așa-i toți. Ei, bine. Vreau să vă zic că urmează să fie cataclizme mari și atunci, zice, se va arăta Fiul Omului. Și Fiul Omului va veni și urmează să vedem. De fapt, ce se va întâmpla atunci? Asta e ceea ce am văzut despre necazul cel mare din Evanghelia după Marcu. Despre perioada aceasta a necazului celui mare este vorbit în toate cele trei Evanghelii sinoptice. Evanghelii sinoptice sunt Matei, Marcu și Luca. Acum, noi azi vom privi la toate din ele ce spune. Dar în Evanghelia după Matei, de la versetul 15 până la 31, Domnul Iisus, iar sunt repetate cuvintele Domnului Iisus, numai este dat un detaliu important. Și vreau să mă opresc numai la detaliul acesta. Deci vă rog, deschideți cu mine Matei 24, de la versetul 15 până la 31. Și aici spune așa. Domnul Iisus zice, de aceea, când veți vedea urăciunea pustiei, despre care a vorbit prorocul Daniel, șezând în locul sfânt, cine știe, să înțeleagă. Deja avem o referință foarte importantă. Zice că despre urăciunea aceasta a pustiei a scris prorocul Daniel. Poporul Israel trebuie să știe despre urăciunea pustiei, pentru că prorocul Daniel a scris. Și de asta este important să studiem profețiile și eu mă bucur foarte mult pentru cei care predau și studiază cartea Apocalipsa în grupului de studiu biblic din biserică. Cartea Apocalipsa, cartea Daniel, 2 Tesaloniceni, este important să știm profețiile. Deci le-a zis, când veți vedea urăciunea pustiei, despre care a scris prorocul Daniel, așezat în locul sfânt, atunci știți cine știe să înțeleagă. Și apoi, la versetul 21 zice, atunci va fi un necaz așa de mare cum n-a fost niciodată la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și să mergem acum la următor. Deci dacă zice că despre rugiunea pustiirii a scris prorocul Daniel, haideți să vedem ce a scris prorocul Daniel. Ce a scris prorocul Daniel despre urăciunea aceasta a pustiirii? La Daniel, capitolul 9, Daniel, capitolul 9, versetele de la 24 până la 27 scrie astfel. Vă rog să fiți atenți pentru că este vorba de așa o matematică importantă, o cronologie importantă la care trebuie să dăm atenție. Zice, 70 de săptămâni au fost hotărâte asupra poporului tău, adică asupra poporului evreu. Îi vorbește îngerul lui Daniel, îi explică lui Daniel. Și asupra cetății tale cele sfinte. Care este cetatea sfântă a poporului evreu? Așa. Până la cetarea fără de legilor, până la ispășirea păcatelor, până la ispășirea nelegiuirii, până la aducerea neprihănirii veșnice, până la pecetluirea vedeniei și prorociei și până la ungerea Sfântului Sfinților. Să știi, dar și să înțelegi, că de la darea poruncii pentru zidirea din nou Ierusalimului, până la unsul Mesia, la cărmuitorul vor trece 7 săptămâni. Apoi, zice, timp de 62 de săptămâni, piețele și grotele vor fi zidite din nou, și anume în vremuri de strâmtorare. După aceste 62 de săptămâni, unsul va fi stârpit. Deci de la darea poruncii pentru rezidirea de nou a templului, până când va fi stârpit unsul, vor trece vremurile acestea. 62 de săptămâni. Unsul va fi stârpit și nu va avea nimic.
poporul unui Domn care va veni, va nimici cetatea și Sfântul Locaș. Așa s-a întâmplat? Deci, după răstignirea Domnului nostru Iisus Hristos, am mai trecut puțin timp și poporul unui Domn, poporul, nu Domnul, fiți atent, nu spune Domnul, zice poporul unui Domn care va veni, care mai urmează să vină. Poporul unui Domn care va veni, va nimici cetatea și Sfântul Locaș. Și sfârșitul lui va fi ca printr-un potop. Este hotărât că războiul va ține până la sfârșit și împreună cu el și pustiile. Acum, zice, el va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii, și deja este evident că vorbește despre ultima săptămână, despre ultima perioadă de 7 ani. Zice, va face un legământ trainic cu mulți, timp de o săptămână. Dar la jumătatea săptămânii, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Și pe aripa urăciunilor idolești, va veni unul care pustiește. Până va cădea asupra celui pustiit, prăpădul hotărât. Deja, din pasajul ăsta, nu am timp să mă opresc la fiecare detaliu. Dar este un curs așa mic. Ce spune Dumnezeu despre vremurile viitoare? Un studiu asupra cărții Daniel. Foarte mult studiu. Chiar mi-ar place într-o sâmbătă să studiem toți. Ca să vedem cu deamănuntul toate lucrurile. Acum vreau doar să vă atrag atenția că ultima din cele 70 de săptămâni și cartea Apocalipsa tocmai descrie ultima din cele 70 de săptămâni în detalii, în cele mai mici detalii. Cartea Apocalipsa descrie cum se vor întâmpla lucrurile. Acum zicem, perioada aceasta, ultima din cele 70 de săptămâni, săptămâna așa, a 70-a, la jumătate săptămânii, zice, ce se va întâmpla? Zice, va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Acum vedeți ce se întâmplă, care este diferența între cele după 62 de săptămâni va fi distrus tot, deja în săptămâna 70 vedem totul refăcut înapoi. Pentru că el va face să înceteze jertfa și darul de mâncare. Deci deja templul funcționează, sistemul de închinare evreu cu jertfa cu tot funcționează și la jumătate funcționează deja cel puțin de 3 ani jumate. Cel puțin de 3 ani jumate funcționează. La jumătatea săptămânii, după acești 3 ani jumate, și veți vedea mai târziu de ce sunt 3 ani jumate, la sfârșit, după perioada aceasta, persoana aceasta care vine, pe aripa urăciunilor idolești, el face să înceteze jertfa și darul de mâncare din templu, și apoi el mai spune, el va veni unul care pustiește, până va cătea asupra celui pustiit, prăpădul hotărât. Și am văzut din Marcu, am văzut din Matei, cine este cel asupra căruia va cădea prăpădul? Cei care vor locui iudeii, poporul evreu. Poporul evreu sunt cei pe care va cădea acest prăpăd. Acum, la Daniel, capitolul 12, început cu versetul 5, spune așa. Și eu, Daniel, m-am uitat și iată că alți doi oameni stăteau în picioare. Unul din coace de râu și altul dincolo de malul râului. Unul din ei a zis omului acelui îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului. Cât va mai fi până la sfârșitul acestor minuni? Și am auzit că omul acela îmbrăcat în haine de in, care stătea deasupra apelor râului, el și-a ridicat spre cerul mâna dreaptă și mâna stângă. Și a jurat pe cel ce trăiește veșnic că va mai fi o vreme, două vremi și jumătatea unei vremi. Și că toate aceste lucruri se vor sfârși când puterea poporului celui sfânt va fi zdrobită de tot. O vreme, două vremi și jumătatea unei vremi. Cât fac în total? Trei vremi jumate, da? Trei vremi jumate, așa. Apoi îi spune așa. Eu am auzit, dar n-am înțeles. Și am zis, Domnul meu, care va fi sfârșitul acestor lucruri? Și atunci el vine cu detalii, explic mai clar. Dacă n-ai înțeles, mai clar îți explic. Zice, el a răspuns, du-te, Daniel. Căci cuvintele acestea vor fi ascunse și pecetluite până la vremea sfârșitului. Mulți vor fi curățiți, albiți și lămuriți. Cei răi vor face răul și nici unul din cei răi nu va înțelege, dar cei pricepuți vor înțelege. De la vremea când va înceta jertfa necurmată, jertfa necurmată în templu. Deci trebuie ca să fie construit templu, trebuie să fie restabilit și reluat tot sistemul de închinare, și la o anumită perioadă va înceta jertfa. Zice, de la vremea când va înceta jertfa necurmată, și de când se va așeza urăciunea pustiitorului. Deci când se va așeza urăciunea pustiitorului?
atunci el, tocmai el va fi cel care va face să înceteze jertfa în templu. Se înceteze aducerea jertfelor în templu, se va așeza o rugăciunea pustiitorului și zice, vor mai fi 1290 de zile. Cât face 1290 de zile? 3 ani jumătate. 3 ani jumătate. Zice, vor mai fi 1290 de zile. Ferice de cine va aștepta și va ajunge până la 1335 de zile. Pentru asta studiați cursul Apocalipsa ca să aflați ce-i cu aceste zile mai multe care sunt. Dar vreau doar ca să vedeți că perioada aceasta a necazului cel mare este stabilit un timp de la Dumnezeu. Cât va dura perioada aceasta? 3 ani și jumătate. Și perioada aceasta a fost scurtată tocmai din pricina celor aleși. Acum, la Apocalipsa 13. Mergeți, vă rog, cu mine la Apocalipsa 13 și ne spuneți. Apocalipsa, capitolul 13. Aici spune astfel. Ioan descrie ceea ce a văzut. Și el zice. Am stat pe nisipul mării. Și am văzut ridicându-se din mare o fiară cu 10 coarne și 7 capete. Pe coarne avea 10 cununi împărătești. Și pe capete avea nume de cun. Fiara pe care am văzut-o semăna cu un leopard, avea labe ca de urs și gură ca de, gură de leu. Balaurul, adică satana, i-a dat puterea lui scaunului de domnie și o stăpânire mare. Unul din capetele ei părea rănit de moarte, dar rana de moarte fusese vindecată și tot pământul se mira după fiara. Deci tot pământul, toți locuitorii pământului îi dau suportul. Îi dau suport fiarei. Deci se mira după fiară. Și-au început să se închine balaurului pentru că dăduse puterea lui fiare. Și-au început să se închine fiare, zicând, cine se poate asemăna cu fiara și cine se poate lupta cu ea? I s-a dat o gură care rostea vorbe mari și hule. Și i s-a dat putere să lucreze 42 de luni. Cât face 42 de luni? Tot 3 ani jumătate. Cât are un an? Câte luni? 12 ori 3? 36. Plus 6? 42, da? Așa. Deci, ea și-a deschis gura. Fiarei acestea i s-a dat o perioadă să lucreze 42 de luni. 3 ani jumătate. Ea și-a deschis gura și a început să rostească cule împotriva lui Dumnezeu, să-i culească numele, corpul și pe cei ce locuiesc în cer. I s-a dat să facă război cu sfinții și să-i biruiască. Și i s-a dat stăpânire peste orice seminție, peste orice norod, peste orice limbă și peste orice neam. Deci este un împărat, un domnitor care stăpânește peste tot pământul, un singur guvern peste tot pământul. Așa, oamenii deja visează azi la așa ceva. Dar procesul de globalizare merge foarte repede. Ați văzut? Procesul de globalizare merge foarte rapid, foarte rapid, foarte rapid. Deja ne-am trezit într-o perioadă când comunicăm cu cei din America, de oriunde pe pământul ăsta, comunicăm parcă ar fi pe mahală. Parcă toată lumea a devenit o mahală. Parcă toată lumea a devenit o mahală mare. Foarte repede putem comunica cu oricine. Asta zice că se va întâmpla. Apoi zice, toți locuitorii pământului îi se vor închina. Toți aceia al căror nume n-a fost scris de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului care a fost înjunghiat. Numele tău a fost scris? Dacă n-a fost scris, zice, asta ți este soarta. Dacă numele tău n-a fost scris în cartea mielului, asta ți este soarta. Toți se vor închina. Cine are urechi, să audă, e o avertizare asta. E o avertizare pentru tine, dacă stai în sala aceasta, e o avertizare. Apoi zice, cine duce pe alții în robie, va merge și el în robie. Cine ucide cu sabia, trebuie să fie ucis cu sabia. Aici este răbdarea și credința sfinților. Apoi, zice, am văzut ridicându-se din pământul altă fiară, care avea două coarne ca unui miel și vorbea ca un balaur. Ea lucra cu toată puterea fiarei de întâi înaintea ei și făcea ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei de întâi. Deci urăciunea aceasta a pustiei este numită fiara de întâi. Dar mai vine încă o altă, care e numită Fiara a doua. Și tot în cartea Apocalipsa este numit prorocul mincinos. Fiara aceasta a doua este prorocul mincinos. Pentru că prorocul, rolul prorocului este să vorbească, să reprezinte pe cineva. Prorocul este cel care vorbește pentru cineva. Prorocul lui Dumnezeu, el îl reprezintă pe Dumnezeu. El transmite mesajul lui Dumnezeu. Uite așa, prorocul acesta al lui Antichrist, el va transmite mesajul lui Antichrist. Și uitați-vă ce va face. El va lucra cu toată puterea fiarei de întâi înaintea ei. Asta înseamnă rolul de proroc.
Va lucra înaintea ei și va face ca pământul și locuitorii lui să se închine fiarei întâi, a cărei rană de moarte fusese vindecată. Să vârșea semne mari, până acolo cum făcea ca să se pogoare foc din cer pe pământ, în fața oamenilor. Și de ce făcea aceasta? Amăgea pe locuitorii pământului prin semnele pe care se dăduse să le facă în fața fiarei. Ea a zis locuitorilor pământului să facă o icoană fiare, care avea rană de sabie și trăia. I s-a dat putere să dea suflare icoanei fiare și icoana fiare să vorbească. Și dacă spunea lucrurile acestea în vremurile de înainte și aveau să zic ateiștii, nu crede cum o icoană să vorbească. Avem azi icoane care vorbesc. Orice azi. Orice azi, da? Zice, va da ca icoana fiare să vorbească și să facă să fie omorâți toți cei ce nu se vor închina icoanei fiare. Și a făcut ca toți, mici și mari, bogați și săraci, slobos și rob, să primească un semn pe mâna dreaptă sau pe frunte. Și nimeni să nu poată cumpăra sau vinde fără să aibă semnul acesta. Adică numele fiarei sau numărul numelui ei. Aici este înțelepciune. Cine are pricepere să socotească numărul fiarei. Dragii mei, fiara va face toată persecuția aceasta asupra poporului evreu. Fiara își va îndrepta toată persecuția. Fiara, adică urăciunea pustiei, adică Antichristul, fiind una și aceeași. Își va îndrepta toată persecuția împotriva poporului evreu, își va îndrepta toată persecuția împotriva celor care nu acceptă. În schimb, toți locuitorii Pământului vor intra sub un control total. Total! Nu poți face absolut nimic. Oricine nu accepte, a accepta. Accepta numele Lui pe mâna dreaptă sau pe frunte, înseamnă a te închina Lui și a intrat sub un control total. Pentru că fără semnul la mâna dreaptă și pe frunte, nu poți nici cumpăra, nici vinde nimic. Un control total. Nu mai există economii de asta, din umbră, economii neagră. Nu mai există nimic. Toate lucrurile sunt foarte strict controlate, foarte strict controlate și nu poți nimic să mergi nicăieri. Deja, cred că ați auzit toți despre anumite microchipuri care sunt puse în mâna dreaptă și pe frunte. Zici că ăsta e cel mai potrivit loc. Nu-ți găsești un loc mai potrivit. Și este comod tare. Comod. Când treci la magazin, ți-o scana chipul imediat. Tu ai cumpărat ce ai avut de cumpărat, ai trecut și ți-o scanat prețul și o plecat la tine în corp. Foarte ușor, operativ, nu? Operativ. Nu stai să te joci cu bani, nu umpli cu bani. Toți banii sunt întotdeauna la tine. Nu ești în pericol să-ți pierzi cardul bancar. Pentru că cardul bancar, informația despre cardul bancar este aici. Nu este pericol să pierzi nimic absolut. Dar vreau să-ți spun, tot aici este toată informația, care tu poți fi urmăritori unde. Deja azi poți fi urmăritori unde. Dacă ai telefon mobil, poți fi urmăritori unde. Dacă ai un card sau altceva, poți fi urmăritori unde. Atunci el este aici sau pe frunte. Tu nu poți fugi nicăieri, dragul meu. Ești sub un control total. Tocmai de aceea spune, nu există scăpare pentru cei care s-au închinat pe aia. Cine nu va vrea să-i se închine, va zice, o, ăsta nu se supune legii. Deci ăsta vrea să fie în afara legii. Sau cum altfel? Vrea să fie în afara legii. Nu se poate așa. Asta e ceea ce se va întâmpla atunci. Acum, vă rog să veniți cu mine la 2 Tesaloniceni. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. 2 Tesaloniceni, capitolul 2. Și aici spune așa. Cât privește venirea Domnului nostru Iisus Hristos și strângerea noastră la oaltă cu El, vă rugăm, fraților, ne scrie Apostolul Pavel creștinilor din Tesalonic, să nu vă lăsați clătinați așa de repede în mintea voastră și să nu vă turburați de vreun duh, nici de vreo vorbă, nici de vreo epistolă ca venit de la noi, ca și cum ziua Domnului a și venit chiar. Se pare că așa o epistolă au primit cei din Tesalonic, ca și cum ziua Domnului a și venit chiar, și atunci ei au crezut că a fost răpirea, dar nu a rămas. A fost răpirea, dar nu a rămas și atunci înseamnă toate necazurile vor veni asupra noastră. Au primit. Se pare că așa o epistolă. Ba, încă semnată epistola de Pavel. Că așa au făcut. În zilele de azi, oamenii îți spun conținutul și își spun numele lor. În vechime, făceau altfel. Își scriau cartea lor, dar puneau nume străin ca să dea autoritate la ceea ce scris. Și așa făceau eretici. Puneau numele lui Pavel, tocmai ca să dea autoritate ereziilor. Erezia lor să fie crezută. De aceea Pavel, în toate epistolele, scria, semna cu mâna lui și zice, ăsta e semnul în toate epistolele. Să știți că asta e epistola mea. Nu cumva cineva să se folosească de bunul meu nume ca să vă aducă învățătură rea și stregăcioasă. Ei bine, Pavel aici începe să explice și el zice așa. Nimeni să nu vă amăgească în vreun chip. Căci nu va veni ziua Domnului. Nu va veni înainte ca să fi venit lepădarea de credință. Și de a se descoperi omul fără de lege.
fiul pierzării, așa este numit Anticrist. Potrivnicul care se înalță mai presus de tot ce se numește Dumnezeu. Sau de ce este vrednic de închinare. Așa că se va așeza în templul lui Dumnezeu. Care este locul acesta sfânt unde se va așeza o rugăciune pustiei? În templul lui Dumnezeu. Deci de unde va conduce pomenirea? În templul lui Dumnezeu din Ierusalim. Nu mai există, n-a mai fost un alt templu lui Dumnezeu construit decât acolo în Ierusalim. Deci asta implică că va fi construit templul. Asta implică deja fără multe lucruri. Deci înseamnă ce trebuie să se întâmple până atunci? Trebuie ca templul să fie construit. Trebuie să fie reluat sistemul de închinare a jertfelor, sistemul de jertfe. El va veni și va opri jertfele. El se va așeza în templu. El se va da drept Dumnezeu. Se va prezenta drept Dumnezeu. Și atunci, ce se va întâmpla în continuare, zice? Nu vă aduceți aminte cum vă spuneam lucrurile acestea când eram încă la voi? Pavel le-a vorbit foarte clar. Și acum știți bine ce oprește ca să nu se descopere decât la vremea lui. Căci taina fără de lege a început să lucreze. Trebuie numai ca cel ce oprește acum să fie luat de drumul lui. Și Pavel nu ne spune cine este cel care oprește de drumul lui. Poate este biserica, poate este Duhul Sfânt, care atunci va fi luat, de drum. Nu va mai fi. Apoi zice așa, și atunci, după ce va fi luat de drumul lui cel care oprește, atunci se va arăta cel nelegiuit, pe care Domnul Iisus îl va linici cu suflarea gurii sale și îl va prăbădi la arătarea venirii sale. După acești trei ani și jumătate, după care domnește el, va veni Domnul Iisus și îl va linici cu suflarea gurii sale și cu arătarea sa Domnul Iisus îl va linici. Și apoi, în continuare zice așa, arătarea lui se va face prin puterea satanei, cu tot felul de minuni, de semne și puteri mincinoase și cu toate amăgirile nelegiuirii pentru cei ce sunt pe calea pierzării. De ce? Pentru că ei nu au primit dragostea adevărului ca să fie mântuiți. Din această pricină, Dumnezeu le trimite o lucrare de rătăcire ca să creadă o minciună, pentru că toți cei ce n-au crezut adevărul, ce au găsit plăcerea nelegiuire, să fie osândiți. Auziți ce spun? În primul rând vreau să vă arăt că în toată perioada asta, când activează, când își desfășoară activitatea Anticrist, nu sunt menționați creștini aici. Nu este menționată o confruntare a creștinilor cu ei. Cu el. Nu există. Este vorba despre cei care vor refuza să primească semnul, zice. Dar asta nu înseamnă neapărat că ei sunt creștini. Despre creștini spune că toată activitatea lui Apocalipsa, am văzut, zice, se va răsfrânge toată activitatea lui asupra celor care n-au fost scriși de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului. Ceea ce înseamnă cei care sunt scriși de la întemeierea lumii în cartea vieții mielului, ei nu sunt menționați aici. Ei nu sunt menționați în contextul ăsta. Nu vedem nicio confruntare între ei. Ei parcă ar lipsi aici. Ei parcă ar lipsi în perioada aceasta. Dar, în schimb, spune despre oamenii care au refuzat adevărul. Eu ți-am predicat Evanghelia, noi ți-am predicat Evanghelia, ți-am vorbit din Evanghelie. Și toate lucruri așa, glumă, probleme, vorbiți-o, nu aveți ce vorbi, lasă că mă destrez, eu bine. Eu am religia mea. Am religia mea. Acum, îmi spunea cineva despre vecina care avea un băiat bețiv. Și s-a bucurat când a fost invitat la o adunare, creștină. Și el a venit de două ori și cum sunt toți dacă nu mă duc eu acolo, că eu ziceam religia mea. El a îmbiețit și-o stricat, nu se mai putea și droga și toate, dar el nu zice că are religia lui. Religia lui, nu-i pasă nimeni. Ați auzit oamenii ăștia? Care eu zice religia lui, nu-i pasă. Ei, uite aici zice, pentru că și-au găsit plăcere în nelegiuire, și-au respins adevărul, de pricina asta Dumnezeu le va trimite o lucrare de amăgire, o lucrare de înșelare, ca ei să fie înșelați și să creadă o minciună. Pentru că n-au crezut adevărul, vor crede o minciună. A treia nu există. A treia opțiune nu există. Acum, vă rog să deschideți Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14. Doar un singur verset. Apocalipsa, capitolul 7, versetul 14. Așa cum v-am spus, nici în capitolul 13 nu i-am văzut creștini. De fapt, în toată cartea Apocalipsa, biserica o vedem foarte rar. Este în capitolul 1, 2 și 3, și apoi foarte rar apare. Mai este spre sfârșit, acolo, la nunta mielului, dar în tot, amalgamul ăsta mare de, evenimente negative, rele, de catastrofe, de tot ce se întâmplă acolo, nu vede biserica, nu-i prezentă. În schimb, la capitolul 7,
capitolul 7, versetul 14, ne spune așa. Aici, de fapt, chiar începând de la versetul 9. Ioan spune așa, după aceea m-am uitat și iată că o mare groază pe care nu putea să o numere nimeni, din orice neam, din orice seminție, din orice noroc și de orice limbă, care stătea în picioare înaintea scaunului de domnie din ceruri și înaintea mielului, îmbrăcați în haine albe, cu ramuri de finic în mâini. Și strigau cu glas tare și ziceau, mântuirea este a Dumnezeului nostru, care șade de pe scaunul de domnie al mielului. Și toți îngerii stăteau împrejurul scaunului de domnie, împrejurul bătrânilor și împrejurul celor patru făpturi vii și s-au aruncat cu fețele la pământ în fața scaunului de domnie și s-au închinat lui Dumnezeu. Și au zis, amin, a Dumnezeului nostru să fie lauda, slava, înțelepciunea, mulțumirile, cinstea, puterea și tăria în vecii vecilor. Amin. Și unul din bătrâni a luat cuvântul și mi-a zis, aceștia care sunt îmbrăcați în haine albe, cine sunt oare și de unde au venit? Doamne, a răspuns eu, tu știi. Și el mi-a zis, aceștia vin din necazul cel mare. Ei și-au spălat hainele și le-au albit în sângele mielului. Pentru aceasta stau ei înaintea scaunului de domnia lui Dumnezeu și îi slujesc zi și noapte în templul lui. Cel ce șade pe scaunul de domnie își va întinde peste ei cortul lui. Deci cine sunt aceștia? Credincioși. Aceștia sunt biserica, din orice neam, din orice popor, de oriunde. De ce au ajuns acolo oamenii aceștia? De ce? Ce îi face sfera? Pentru că ei și-au albit hainele în sângele mielului. Pentru că oamenii aceștia au intrat în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos, pentru că ei s-au dezbrăcat de omul cel vechi, ei s-au îmbrăcat cu omul cel nou, care este după timpul Domnului nostru Iisus Hristos, pentru că ei au trăit în ascultare de Domnul Iisus Hristos. Și acum, evenimentele sunt la pecetea a șasea. Nici măcar încă n-am ajuns acolo unde sunt descrise această perioadă de 3 ani jumate. Deci deja, și este o constatare, nu ne spune că acum a fost răpirea lor, pur și simplu este o constatare. O constatare că acum, în perioada asta, ei deja sunt sus în cerul. Ceea ce înseamnă că a fost un eveniment mai înainte. Care avea să fie evenimentul mai înainte de aceasta? Răpire. Ceea ce înseamnă că a fost evenimentul acesta, răpirea bisericii, el a avut loc înainte. Și oamenii aceștia, zice, când zice, vin din necazul cel mare, în sens că au fost luați. Ei nu sunt acolo. Necazul cel mare urmează să desfășoare. El e desfășurare. Ei au fost luați. Acum, vă rog să deschideți la 1 Tesaloniceni, capitolul 5. 1 Tesaloniceni, capitolul 5. Și la 1 Tesaloniceni, capitolul 5, de la versetul 1 până la 11, iar Pavel reia subiectul acesta. Se pare că Tesalonicenii au fost tulburați tare de evenimentele astea. Și Pavel le zice așa, cât despre vrem și soroace, nu aveți trebuință să vi se scrie, frații. Pentru că voi însă știți foarte bine că ziua Domnului va veni ca o coț noaptea. Când vor zice pace și liniște, când vor zice ei, ascultați atent, nu vorbești despre noi, biserica, nu zice noi, ei. Nu noi, ei, face o mare diferență între ei și noi. Zice, când vor zice ei, pace și liniște, nu asta dorește toată lumea? Un singur guvern. Economia merge super. Un singur conducător. Toată lumea e supusă lui. Ce motiv mai este pentru război? Nu mai este niciun motiv pentru război. Pace și liniște. Deci când vor zice pace și liniște, atunci o prăpădenie neașteptată va veni peste noi? Peste ei. Ca durerile nașterii peste femeia însărcinată. Și nu va fi timp de scăpare. Dar voi, contrast, așa? Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric, cum sunt ei. Ei sunt în întuneric. Ei, cei necredincioși, ei cei care au respins dragostea adevărului, ei cei care au respins Evanghelia, ei sunt aceia. Dar voi, zice, ei sunt în întuneric. Dar voi, fraților, nu sunteți în întuneric. Pentru ca ziua aceea să vă prindă ca un hoț. Deci pe noi nu ne va prinde ziua aceea ca un hoț. Noi nu avem de-a face cu ziua aceea. Voi toți sunteți fii ai luminii și fii ai zilei. Noi nu suntem mai nopții, nici ai întunericului. De aceea, să nu dormim ca ceilalți. Iar face contrast. Vedeți ce diferență face? Ei dorm. Lor nu le pasă. Ca un om care
doarme și nu-i pasă de nimic. Pericolul vine, dar lui nu-i pasă de nimic. Nu se gândește la sufletul lui, la viitor, nu se gândește la nimic. Deci zice, de aceea să nu dormim ca ceilalți și să veghem și să fim treji. Că cei ce dorm, dorm noaptea. Și cei ce se îmbată, se îmbată noaptea. Dar noi, care suntem fii ai zilei, să fim treji. Să ne îmbrăcăm cu placă și a credinței și a dragostei. Ce înseamnă să fim treji? Să rămânem în credință și în dragoste, în relația noastră cu Dumnezeu. Și să avem drept coif, nădejdea, mântuire. Fiindcă Dumnezeu nu ne-a rânduit la mânie, ci ca să căpătăm mântuirea prin Domnul nostru Iisus Hristos, ca mai a murit pentru noi, pentru ca fie că veghem, fie că dormim, să trăim împreună cu El. De aceea mântuiați-vă și întăriți-vă unii pe alții, cum și faceți într-adevăr. Deci Dumnezeu ne-a rânduit la mânia aceasta care va fi necazul cel mare? Nu. Noi nu suntem rânduiți la mânia aceasta. Noi nu suntem rânduiți la mânia aceasta. Și acum, vă rog să priviți la ultimul loc pentru ziua de azi. Evanghelia după Luca. Evanghelia după Luca, capitolul 21. Și Evanghelia după Luca exact despre aceleași evenimente s-a vorbit. Dar începând de la versetul 34 până la 36, ne spune așa. Le-a vorbit, de fapt, Domnul Iisus atunci ucenicii. Și El le-a zis, luați seama la voi înșine. Ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură. Și cu îngrijorările vieții acestea, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Că ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața Pământului. Auziți? Ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei care locuiesc pe toată fața Pământului. Așa, nu va afecta numai poporul evreu. Nu numai poporul evreu, tot Pământul va afecta. Și atunci, zice, vegheați dar cu tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla. Și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Acum, dragi mei, în baza la tot ceea ce v-am prezentat, haideți să trecem așa ori prin evenimente, să vedeți ce se întâmplă. Vă spun acum cum le văd eu evenimente. După ce am studiat toată Scriptura, le spun cum le văd eu evenimente. Noi pornim de azi, pornim de la ziua de azi. Noi predicăm Evanghelia. Voi sunteți cei care ați crezut-o? Și ați acceptat să intrați în nouă legământ cu Domnul Iisus Hristos și numele voastre și numele noastre, numele meu, au fost scris în cartea vieții meu. Așa? Dar printre noi sunt unii care, ori mai mult, ori mai puțin, au venit și ei sunt cu noi. Dar până ziua de azi, ei n-au intrat într-un nou legământ cu Domnul Iisus Hristos. Ei n-au făcut pasul ăsta. Sunt numele lor scris în cartea mea. Nu. Ei tot amână. Ei tot amână. Amână. Nu știu de ce amână. Nu știu de ce se pregătesc. Nu știu de ce fac ea asta. Ei tot amână. Oamenii aceștia, în filmul acesta, ei nu primesc dragostea adevărului. Pentru că a primit dragostea adevărului înseamnă intra în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos. Dacă nu intri în nou legământ cu El, înseamnă nu primești dragostea adevărului. Cum poți tu să fii îndrăgostit de o fată și să-i zici că o iubești? Cum tu lică te-ai fi simțit tu dacă îți spunea Răduța că te iubești, dacă tu cerea în căsătorie, zicea, încă nu. Nu-ți arăta asta rezervă? Cum ai știut tu că ea te iubește? Pentru că a fost foarte bucuroasă când ai cerut în căsătorie, așa? Atunci ai înțeles, dacă fata asta așa tare s-a bucurat când a fost cerut în căsătorie, înseamnă că ea o așteptat, ea mă iubește, ea vrea, ea dorește să fie cu mine. Mi-amintesc cum mă rugam pentru Alecuță când trebuia să o ceară pe Oxenica în căsătorie. Mă rugam și așteptam cum o să o ceară, ce o să zic ea. Și știți, Coxenica e intimidă de felul ei, așa, nu? Dar zice, când o aflat, da, și mă zice, mă, de ce a sărit în brațe de bucurie? Așa, s-a pierdut de bucurie. Și ce s-a întâmplat? A fost cerut în căsătorie. Când Ionel a cerut-o pe Alina, el a zis, ori primești din el ăsta, ori dacă îl primești, îl aruncă. Adică a zis, ori îl accepti, ori zici da, dacă nu zici da, îl aruncă. Și ea zice, da. Și el zice, ce dați? Să arunc din el, sau ce? Nu, zice, mă căsătoresc cu tine, cu bună zi, până și-o pierdut care ai de bucurie. Dar ce ai fi zis tu dacă ea? Dacă ea zicea, mai aștept. Faptul că tot mai aștepți asta, băi, nu înseamnă tu ai niște rezerve. Tu nu primești dragostea de mă. Păi, vreau să zic, uite așa, noi nu știu pe cât s-ar nimeni lucrul ăsta, la om. Acum, unde suntem noi pe evenimentele profetice? Din anul 70, după Hristos,
Până în anul 1947 n-a existat poporul Israel, n-a existat țara Israel. În 1947 s-a pornit în mijlocul luptelor, un mielușel mic, mic, mic s-a născut. În mijlocul luptelor, împojurat numai de lucru. Și n-au putut lupi să mănânce. Până ziua de asta, când eram în Israel și le povestea ce s-a întâmplat, extraordinar, ce minuni făcea Dumnezeu cu oamenii ăștia, și cum i-au ridicat, i-au ridicat și i-au supunat. Nu vedeți mâna lui Dumnezeu? Domnul Iisus a spus, poporul acesta, neamul acesta, nu va trece până când nu se vor întâmpla toate aceste lucruri. Vă știți câte popoare au existat în lumea asta care au dispărut? Unde sunt geți? Unde sunt daci? Unde sunt gepizi? Unde sunt gunii? Unde sunt? Nu sunt, gata, nu sunt. Popoare nemaipomenite, nu sunt, gata, au dispărut, nu sunt. Popoare foarte puternici care nu mai sunt, au dispărut. Goții, vizigoții, vandalii, unde sunt? Vandalii au fost un popor. Dar pentru că s-au purtat ca vandalii, dar cum azi zicem, vandalii la toți care fac așa. Unde sunt? Unde sunt? Nu mai sunt. Nu mai sunt toate popoarele astea. Poporul ăsta Dumnezeu l-a ținut. Dumnezeu este poporul. Neamul ăsta nu va trece până când nu se vor întâmpla toate lucrurile. Va mai mult Dumnezeu îl ridic. Nu vedeți cum evenimentele merg de ce, de ce, de ce, de ce? Într-o zi vom afla că au recucerit teritoriul templului. Și Năstic au găsit un articol unde arată foarte repede va avea o construcție. Evreii sunt construiți pentru a relua închinarea în templu, pentru a construi templul în zile numărate. Și a relua închinarea. Și tehnologiile de azi, și mai ales evreii, care sunt foarte deștepți și la tehnologii și la toate de Chicago, atunci credeți că foarte repede lucrurile se vor întâmpla. Foarte repede toate evenimentele. Numai că Biblia spune că înainte de aceasta, înainte din cazul cel mare, trebuie să urmeze repede. Nu știm când va fi. Poate va fi chiar înainte de a se începe construcția templului. Poate templul va fi construit, va începe închinarea deja de el, care va dura 3 ani jumate, la jumatea săptămânii. Așa, la jumatea săptămânii va veni. Și va veni un domn, un lider, un lider politic și religios unit împreună, atât de puternic, încât va avea stăpânire pe tot lumea. Numai că evenimentul acesta a răpirii va cutremura toată lumea. Evenimentul răpirii va fi groaznic. Vă dați seama, pilotul va fi luat de la volanul de la conducerea avionului. Într-o clipă, într-o clipeană de ochi. Noi nici nu observăm cum face într-o clipeană de ochi. Noi observăm? Într-o clipeană de ochi vor să întâmple deodată câteva evenimente. Zice, cei care au murit, fiind credincioși, ei primii vor învia și vor fi răpiți. După ei vom fi noi transformați și răpiți. Noi, deodată. Lucrurile astea foarte repede se vor întâmpla. Brusc, au dispărut. Uite tu ce trafic este în Chișinău, ceea ce înseamnă nimic de în centrele orașului mare ale lumii. Și într-o clipă, dacă numai unul e luat de la volan, în timp ce merge cu 120 km. Lasă-mi are lumea cu 60, zice el. Și-i luat de la volan. Ce întâmplă atunci? Deci va fi un eveniment care va cutremura omenirea. Și atunci omenirea mai zice, da, domnule, stai. Ce-au vorbit creștinii ăștia nu erau prostii ce vorbeau ei. Ei ne-au avertizat și ei ne-au zis, nu, vor fi răpiți. Ăștia de care ne băteam noi joc, ăștia pe care îi credeam cu noi în lume și așa mai departe, ăștia care credeam că sunt niște ratați și nu mai știu ce credeam despre ei, ăștia, acum ei au fost răpiți. Ei au plecat. Așa cum au zis, ei au plecat. Și atunci, dintr-o dată, toată lumea va deveni extrem de interesată de religie. Ei, tămână-i numai bun contextul pentru ca să vină Anticristul. Tămână numai bun contextul. Și atunci, atunci toată lumea crede, toată lumea va crede, va dori să creadă în Hristos. Și Anticristul când va veni, nu se va prezenta, zice, eu sunt Anticristul despre care a fost scris în Biblie și care va face asta. Nu, nu, el se va prezenta drept Dumnezeu. Drept Dumnezeu, drept Mesia. Mesia care are autoritate pe tot pământul. Și oamenii vor accepta crezând că se închină Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu îl va trimite însă și Anticristul ăsta va fi o lucrare de amăgiri pentru că nu au primit dragostea adevărului. Și atunci vor avea loc evenimentele astea. Atunci cei din Iudeia au fost sfătuiți să fugă toți, să se ascundă, pentru perioada asta de 3 ani jumate. Rămășița seminții femeii care trebuia să se ascundă în pustie, atunci vor trebui să se ascundă pentru perioada asta de 3 ani jumate. După care va veni Domnul Iisus Hristos. Toată omenirea însă, toți ceilalți, vor fi înșelați, vor primi semnul, se vor închina și nu mai este cale înapoi. Oamenii aceștia au mers la pierzare. Unde s-au început lucrurile? Pentru că n-au primit dragostea adevărului. Pentru că nu au primit dragostea de la lui. Așa s-a întâmplat. Acum întrebarea mea pentru tine a zis. Tu ai primit dragostea de la lui?
Dacă ai primit dragostea adevărului, tu trăiești în dragostea asta. Tu veghezi! Tu veghezi sau tu trăiești cum vrei. Tu te joci cu păcatul. Te joci cu păcatul, trăiești în păcat, ca și... Cum trăiești? Ai tu azi motivii serioase să te păcăiești? Dacă ai azi motivii serioase, azi e timpul cel mai potrivit. Și uite, acum eu fac chemarea la pocăință, atunci când fetele vor începe să cânte, este momentul cel mai potrivit ca să ieși în față, să-ți mărturisești păcatul înaintea Domnului. Să-ți mărturisești păcatul înaintea Domnului, să-ți ceri iertare. Iar dacă până în ziua de astăzi, când ai primit dragostea adevărului, până în ziua de astăzi, când ai intrat în nou legământ cu Domnul Iisus Hristos, dragul meu, grăbește-te repede să o faci astăzi. Nu te juca. Nu te juca. Lucrurile se vor întâmpla exact așa cum s-a scris. Tot ce a trebuit să se întâmple până acum, s-a întâmplat exact așa cum a fost scris. Voi vă amintiți predica de data trecută? Pe ultima predică. Când am văzut ce s-a întâmplat cu Ierusalimul, când v-am prezentat istoria Ierusalimului, v-ați văzut cu câtă exactitate s-a întâmplat tot așa cum a zis Dumnezeu. Tu ce crezi? Că nu se va întâmpla tot așa și mai departe? Dumnezeu zice, cerurile și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece până cum se vor împlini exact așa cum au fost scrise.